Bun găsit, doamnelor și domnilor, începe 100% o ediție foarte specială în această seară. O ediție pe care n-aș fi vrut să o fac cu subiectul pe care îl vom discuta. De ce? Pentru că suntem în mijlocul celui mai mare scandal din ultimii 34 de ani din sistemul medical din România. Un scandal în care și-au pierdut viața 17 oameni cu vârste între 42 și 92 de ani, oameni care s-au dus în sistemul sanitar din România să se facă bine și care au ajuns la terapie intensivă la Spitalul Pantelimon cu o zi înainte să moară. Acolo s-a întâmplat. 17 oameni în 4 zile la secția de terapie intensivă. Aici nu vorbim, nici nu avem cum să vorbim de o infecție intraspitalicească. Aia nu este atât de galopant. Oamenii de acolo spun pe surse că din cauza unor răzbunări absolut imbecile între fosta conducere, șefa de la ATI, o nebunie de-aia de colectiv, de dobitoci, oamenilor li s-a întrerupt un medicament care îi ținea în viață. Dom'le, deci aici putem spune că este vorba despre omor. Înțelegeți? Deci aici vorbim despre criminali în serie. Și nu mi-e frică de cuvintele astea. Și nu mi-a fost frică niciodată. Aici vorbim de niște criminali în serie care timp de 4 zile au omorât 17 oameni. Toată lumea zice, domnule, avem anchetă, avem să nu ziceți la televizor că noi avem anchete. Ce aveți, mă? Anchete? Dacă în urma acestui caz puneți iarăși Batista pe țambal, să ferească Dumnezeu. Repet, stimați telespectatori, poate nu sunteți la curent cu știrea și ați deschis acum televizorul știind că urmează 100%. Timp de 4 zile, 17 oameni internați la secția de terapie intensivă de la Spitalul Pantelimon au murit. Specialiștii spun că li s-a întrerupt administrarea unui medicament care se numește noradrenalină. De ce? Parchetul a deschis cazuri, a făcut chestii. Se vorbește de deshumarea celor 17 trupuri neînsuflețite pentru a se face o autopsie mult mai atentă. Procurorii vorbesc deja despre omor. Declarațiile date de cadrele medicale cumva susțin o stare conflictuală între conduceri, șef de secție, tâmpenii de-astea absolut idiote. Într-un sistem în care, ce să vezi, noi mergem ca niște viorele așa, știind că acolo există oameni care au jurat, când au terminat facultatea, ca pacientul să fie prioritatea lor și să nu facă rău cuiva. Este un caz care va scoate, sper eu, putreziciunea la iveală din acest sistem și poate cineva vine cu un bisturiu, ca să vorbim în termeni, și fără milă să asaneze toată această putreziciune. Că dacă ei acum, dacă aș face, nu știu, un feng shui așa, să dau drumul la telefon să vă spun sau să-mi spuneți voi ce ați pățit în sistemul acesta, de la adă de acasă, fașa, acid acetil salicilic, dacă nu aspirină,
du-te și cumpără Pampers, du-te și ia tu și lenjerie și nu știu ce și nu știu cum, de ajunsese să întrebați dacă s-a dus și doctor de acasă, până la șpaga pe care ați dat-o, că așa e, e un folclor, până la mizerie, gânda și alte chestii, în ciuda faptului că s-au pompat în sistemul acesta tone de bani. Acum, n-aș vrea să arunc anatema asupra tuturor medicilor, asistenților, infirmierilor, celorlalte, nu știu, funcții, funcționari din spitale. Nu, sunt oameni între oameni. Dar sistemul ciclic scoate la iveală astfel de putregaie. Și aici nu mai vorbim de un malpraxis, nu vorbim de unul care a murit, unul care a rămas mutilat. Vorbim de 17 oameni care au murit timp de 4 zile. Dacă asta nu este crimă în masă, nu știu ce mai e. Hai să vedem povestea, că vreau să vedem povestea. Parchetul a început, mă rog, urmărirea penală pentru omor, doamnelor și domnilor. Trei angajați au fost audiați astăzi, vor să fie chemați și mulți alții la audieri. Corpul de control de la minister cerceta prin spital, serviciul omoruri făcea audieri maraton, asistentele au povestit cam ce se întâmpla pe acolo. Urmează amănunte și informații care vă vor afecta emoțional. Încetătorii de la serviciul omoruri au cerut mai multe documente din spital și iau în calcul inclusiv dezgroparea morților. În paralel cu ancheta penală și corpul de control al Ministerului Sănătății și Colegiul Medicilor fac cercetări. În urma scandalului de la Spitalul Pantelimon în exclusivitate la Realitatea Plus, un document exploziv a fost făcut public în direct la emisiunea Culisele Statului Paralel. Este vorba despre o sesizare făcută de fosta șefă de la ATI, Elena Voicu, către Ministerul Sănătății. Aceasta se plânge că a fost dată jos de la conducerea spitalului în mod abuziv, iar acuzațiile care îi se aduc de către managerul actual sunt nefondate. Până în momentul de față, din analiza preliminară, nu s-au constatat date care să ateste o viciere a tratamentului în secția de terapie intensivă. Suntem foarte preocupați de siguranța pacientului și pacienții sunt tratați la noi în siguranță. Au fost decese care nu puteau fi evitate din analiza preliminară. Comisia internă s-a constituit, analizează situația cu cât mai mare rapiditate. Declarațiile managerului spitalului vin după ce, potrivit surselor, medicii au dat dispoziție ca pacienților de la ATI să le fie scăzută doza de noradrenalină, serul care îi ținea în viață. În loc de 15 sau 20 de miligrame, bolnavii primeau doar 1 miligram. Mai mult, asistentele ar fi refuzat să execute ordinele, așa că medicii ar fi micșorat cantitatea de noradrenalină de unii singuri. Și mai grav este că, în unele cazuri, doctorii ar fi înlocuit substanța cu ser fiziologic, inutil în astfel de situații. În acest scandal s-a sesizat și ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Acesta a trimis o echipă specială care să investigheze acuzațiile aduse medicilor. Sunt tot felul de probleme pe care le relatează fosta șefă. E consideră că este împiedicată să-și exercite dreptul de a ocupa postul de șef de secție. Nu cred că este vorba de așa ceva, că este urmărită. Să stau de vorbă cu echipa de control, cu managementul spitalului, vreau să știu exact cum se desfășoară activitatea în această secție de terapie intensivă și dacă sunt elemente care pot să pună sub îndoială calitatea actului medical. Ceea ce s-a verificat până în acest moment, respectiv procedurile legate de administrarea de terapie și de îngrijirea pacienților există, toate sunt în regulă în ceea ce
ce privește procedurile. Restul datelor sunt în curs de verificare. Stabilirea adevărului reprezintă la ora actuală o prioritate și este singurul lucru care poate să mențină încrederea în sistemul de sănătate. Probleme similare la acest spital au fost și în 2016, atunci când șefa ATI spunea că trebuie tratați pacienții tineri care au speranță de viață, în timp ce bătrânii nu. Da, în studio Diana Mardarovici de la PNL. Bun găsit, doamnă! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Dragoș Simion, ecologist, bun găsit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Magda Bistriceanu, mulțumesc, Magda. Bun mulțumesc găsit. Și eu, bună seara. Vicepreședinte PSD, sectorul 1, Lavrin Covaci, bun găsit. Bună seara, mulțumesc. Alianța Aur, Ovidiu Cupșa, bun găsit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara celor care ne văd. La telefon, deputatul USR, Emanuel Ungureanu, bun găsit, domnule Ungureanu. Bună seara. Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților. Bună seara, domnule Barbu. Bună seara, bună seara. Înainte de a discuta despre acest caz absolut înfiorător, pe mine m-au frapat declarațiile oamenilor acestora într-un mare fel. Nu, doble, știi, analiza preliminară, da, da. Vreau să vă arăt ceva. Am niște nelămuriri și vreau să le vedeți și dumneavoastră, pentru că este foarte, foarte important. Hai, regia, te rog frumos. Ideea este în felul următor. Ceea ce veți vedea, atenție, este absolut real. Iar aici nimeni nu mai poate băga batista peste țambal. Ce nu s-a spus până acum? Spitalul este în subordinea directă a Ministerului Sănătății, care controlează 60 din cele peste 300 de spitale de stat. Deci spitalul acesta este în subordinea directă a Ministerului Sănătății. Bun. Am spus-o noi. Hai să mergem mai departe. Da, domnul Rafira ne spunea o chestie de budoar cu fosta șefă care era supică. Nimeni nu spune că, deși există certuri interne în spital între doctori, nu există niciun element care să indice faptul că asistentele aveau vreun motiv să lanseze acuzații false. Sesizarea este făcută de o asistentă care a notificat-o în scris pe directoarea de îngrijiri medicale, care la rândul ei l-a informat pe manager. Ulterior a fost depusă o plângere la parchet. Atenție! Informație pe surse. Una din asistente a confirmat exact ce spunem noi acum. Vă rog, rege. Spitalul nu este la primul scandal. Acum 3 săptămâni noi arătam filmarea unor cadre medicale care transportau mâncarea pe sub o țeavă spartă de la toalete și toată lumea era oripilată de ceea ce se întâmpla acolo. Mai mult decât atât, ne spuneau atunci că, domne, știți, s-a întâmplat că circuitul era altfel și acolo era o reabilitare. Nu! Nu era niciun fel de reabilitare. Dar, aș vrea să revenim. Domnul Ungureanu, o să încep cu dumneavoastră, că e foarte important. Timp de 4 zile, 17 oameni au murit la secția de terapie intensivă. Se vorbește despre faptul că au redus doza de noradrenalină, ba mai mult au înlocuit-o, crezând că efectul placebo le va face bine bolnavilor. Iar ăștia s-au prăpădit. Asistentele și-au dat seama și-au refuzat să micșoreze doza. Și tot ele spun că s-au băgat medicii. Doamnelor, domnilor. Și-au dat doar 1 miligram din cele, nu știu, 40 necesare pentru menținerea funcțiilor vitale când ești la terapie intensivă. Aici avem imaginile cu scandalul de acum 2 săptămâni. Așa arată spitalul. Pe acolo cărau mâncarea bolnavilor. Dar poate că aici ați mai văzut. Ce n-ați mai văzut voi este crima, căci eu vorbesc despre o crimă.
crima deliberată. Domnul Ungureanu, nu suntem nici organ de control al Ministerului, nu suntem nici de la parchetul general, dar totuși vedem cu ochiul liber un lucru pe care nu-l poate nega nimeni. Acolo s-a întâmplat ceva, iar oamenii aceia n-au murit, așa cum ne spunea managerul, pentru că ei au făcut toate procedurile și din prima analiză totul era în regulă. Și că au murit ei, că trebuia să moară. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, este neobișnuit să moară în 3 zile. O să vă rog să fiți atenți la chestiunea cu 4 zile, pentru că nu este conformă cu realitate. Vorba despre 17 morți în 3 zile. Nu știu de unde a venit asta cu 4 zile, dar realitatea... Au mai pus și o noapte aici. Unii zic 3, alții zic 4, vă rog. Nu, au fost 3 zile, cu atât mai grav. Rata de supraviețuire ca medie pe secție de terapie intensive e de undeva la 3,5. În clipa în care rata de mortalitate crește la peste 70%, în clipa aceea nu mai trebuia să existe, știu eu, o discuție despre o dispută între personal, despre conflicte între foști și actuali. Noi discutăm despre un sistem de alertă care ar fi trebuit să vină din interiorul spitalului, de la directorul medical și directorul de îngrijiri. Deci cumva domnul Rafila încearcă să vorbească despre faptul că problema este că pacienții erau cu comorbidități, după aia a început să spună stai puțin că problema este că sesizarea este anonimă și că trebuia asumată de cineva, după aceea că este un conflict. Deci toate aceste discuții ne duc dincolo de fapte. Pe fapte, trebuie să îngrijoreze pe toată lumea din această țară când mor atât de mulți oameni într-un interval atât de scurt, în condițiile în care pe toate statisticile România este pe primul loc în Europa la morți evitabile în spital. Ce este pentru mine șocant și este chiar extrem de îngrijorător faptul că domnul Rafila nu a făcut o analiză rece a două chestiuni fundamentale. Șefa ATI de la Sfântul Pantelimon declară în prima ei declarație publică că secția ATI este supraaglomerată și că la UPU, atenție, unde nu există secția ATI, UPU este, să înțeleagă toată lumea, zona de triaj, de menținere a funcțiilor până ajungi în acel salon cu o aparatură care te menține în viață. Stau pacienții, spune șefa secției ATI, 3-4 zile în zona UPU, ceea ce înseamnă că practic medicii care sunt pe secția ATI trebuie la un moment dat, împinși fiind de situația de catastrofă, să aleagă între pacienți pe cine îl menține în viață, dintre, să zicem, un tânăr de 30 de ani și un pacient de 93 de ani cu comorbidități. Deci, practic, oamenii aceia sunt împinși datorită subdimensionării secției și a lipsei de personal să aleagă, oricât de dur sună, cine trăiește și cine moare. Asta este de o gravitate extremă și aș vrut ca Ministrul Sănătății să vorbească despre supraaglomerare, să vorbească despre situația de acolo, să fie o analiză tehnică, fără nume a acelor pacienți. Care sunt cauzele morții? A ieșit șefa secției să spună astăzi sau ieri o asistentă că acolo s-a mai întâmplat să moară și 9 pacienți într-o singură zi. Eu vă spun că m-am uitat pe ultimele statistici. Uneori nici în războiul din Ucraina, să știți că nu mor atât de mulți oameni în interval de 3 zile, oricât de dur sună. Deci noi, în loc să mergem pe fapte,
să se discute la modul profesionist despre cauzele acestei tragedii. Discuția este despre cine a reclamat problema, nu faptul că această problemă... Dar problema există, domnule Ungureanu. Asistentele, dacă ați văzut sesizarea făcută, spun că acestor pacienți nu li s-a efectuat doza recomandată de noradrenalină și a fost folosită o doză mult mai mică. Trebuie spus că această substanță este vitală pacienților aflați în secția ATI. Este un tratament de urgență administrat în cazurile în care tensiunea arterială este foarte scăzută și se administrează tocmai pentru creșterea tensiunii la valorile normale. Am văzut că astăzi că managerul spune că s-a administrat corect tratamentul și tratamentul administrat nu a viciat starea pacienților. Nu, pe mine m-a frapat altceva, să mă iertați. Da, va exista o expertiză, domnul Botin. Se va face, probabil că va fi da, și o se va face o batistă pe țambar, pe principiu exact. Mortul e vinovat că avea comorbidități. Hai pe bune, domnul, exact domnul Covaci. Și cine e vinovat va trebui să răspundă. Domnule, despre asta discutăm. Sunteți și avocat. Dați-mi și mie un exemplu, dacă știți din justiția asta din România, când mama măsii a răspuns un nemernic de genul ăsta când au murit oameni în spital. Condamnați pe executare. Eu n-am auzit în viața mea. Plastician am avut, multe situații. Ce omul și ăla de la... Nici măcar. Domnul Ungureanu spune un lucru foarte interesant, dacă l-ascultăm. De fapt, malpraxisul sistemic duce la malpraxis medical. Eu trăiesc într-o familie de medici și de profesori. Mie îmi vine acasă soția medic, fata medic, cumnatul, cumnata, practic toți sunt medici. Știți că în momentul de față în spitale nu există nici măcar paracetamol? Eu îmi pun problema dacă aveau suficientă adrenalină oamenii acolo să le dea. Așa cum spune și domnul avocat, va fi, vedea, nu suntem noi. Da, deocamdată procurori. Nu sunt date. Dar domnule, dacă n-ai problema, problema domnul, momentul domnul, de față, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Dacă nu ai un medicament vital, imediat vă las, stați că avem, discutăm. Dacă nu ai, domnule, închizi ATI-ul și distribui bolnavii sau ceri. Păi n-auzi ce spune domnul Ungureanu? Că hotărăște medicul de la ATI cine trăiește și cine nu, pentru că nu are capacitatea nici instituțională, nici numărul de paturi, nici medicamentele necesare pentru a-i salva pe stoc, domnule, avea, ăsta, uite, ăsta este sistemul medical românesc. Aș vrea să intervin aici. Desigur, trebuie să avem în vedere că sunt niște oameni acum în România care au persoane dragi la ATI. În spitalele românești, inclusiv probabil în spitalul despre păi care vorbim. Sunt pline secțiile de exact, terapie. Și să avem în vedere că toate speculațiile pe care le facem aici îi pun pe acei oameni, îi afectează extrem de mult. Deci aș vrea să fim atenți cu toate scenariile pe care le propunem, pentru că totuși oamenii respectiv, efectiv, eu nu cred că mai au liniște și cred că stau în fața îmi spitalului. Îmi pare rău, am pădească. Și spus pentru toți din oamenii acest... din țara asta. Urmează informații și amănunte care vă vor afecta emoțional, dar nu înseamnă că trebuie să ascundem problema asta, doamna Mardarovici. Nu propun să ascundem. N-avem voie să o ascundem. Nu propun să o ascundem, doar să nu mergem cu speculațiile mai departe decât cazul de acum. În acest caz, mie mi se pare foarte, foarte important să se comunice, exact cum se menționa mai devreme, statisticile clare. Însă, așa cum a spus și a spus ministrul astăzi, aceste statistici și toate datele au nevoie de un timp pentru a fi, pentru a fi expuse. Pentru că tocmai a fost criticat ministrul Rafila că în trei declarații a spus lucruri diferite. Pentru că le comunică pe parcurs ce la le primește. Ce și atunci la el de ce nu tace? Pentru că dacă ce tace, ieri era acuzat că tace. Deci dacă îmi permiteți, în astfel de cazuri, cu extrem de multă emoție, pentru că astfel de cazuri trezesc foarte multă emoție și e normal să se întâmple asta, pentru că erodează încrederea în spitale și mai ales în doctori pe care noi ne bazăm cu viețile noastre și a celor dragi, cred că comunicarea este cheia și cred că ministrul Rafila a încercat să comunice pe parcurs ce a avut informații în măsura în care le-a avut. Ieri când a spus, toată lumea să aibă răbdare, a fost acuzat, de ce n-a vorbit mai mult, de ce n-a spus mai multe. Când a spus mai multe, a spus prea multe.
E un caz emoțional. Nu cred că acum, în aceste zile, vom avea exact datele problemei și cine este de vină. Dar ne s-a spus, nu s-au constatat, n-au date care să ateste că tratamentul a fost viciat din datele... Dacă vedem că doamna de la Colegiul Medicilor și declarația dumneaei a spus că s-a uitat pe proceduri. Adică s-a uitat pe procedură și pe hârtii și pe hârtii era tot în regulă. Săptămâna viitoare. Dar asta e altceva. A spus să s-a uitat pe hârtii și că hârtiile sunt în regulă, nu spune nimic. Doamna dragă, stai un pic așa, stai așa. Unul din pacient este hârtia. Doamna pacient, iertați-mă, aveți nevoie... Să știți că eu am fost la Spitalul Pantelimon acum mulți ani și am fost tratată foarte bine. Aveți nevoie de acid acetil salicilic? Aveți nevoie, aspirină. Da? Ia uitați, am pe hârtie. V-a trecut durerea de cap? Sunt de acord cu dumneavoastră, aveți dreptate, dar eu spun că în etapa acuzația a apărut în presă ieri. Până astăzi s-a făcut cât s-a putut constata. Dar, evident că atunci când vorbim de o acuzație de omor, trebuie să se facă niște autopsii acolo. Nu poți în 24 de ore să vii... Domnul Barbu, stați un pic, hai să aflăm. Domnilor, stați un pic, lasă, domnule, cu probe, cu... am înțeles că trebuie expertize. Nu avem cum să le facem într-o zi. Deci mie nu-mi spune nimeni, deci nu poate să mă convingă nimeni, că timp de 3 zile îl crepă domnul Ungureanu, 17 oameni au murit acolo, că ce să vezi, stăteau unul la tăi cu cărămida și le dădea așa. N-are, mă, n-are cum, n-are cum, înțelegeți, n-are cum, statistic. Domnul Barbu. Da. Domnul Barbu, ia ziceți, domnule, că... Haideți să nu ne mai învârtim în jurul cozii, să căutăm, să încercăm. Domnule, să știți că nu este singur. Acum au murit 17 oameni în 3 zile, așa cum spune domnul Ungureanu, care are dreptate. Așa este. Acesta este adevărul. Să nu mai vorbim dacă nu cunoaștem subiectul pe de altă parte și să nu spunem că, vezi, doamne, alarmăm, că... Nu, toată lumea de acolo este alarmată și nu de acum. Din luna decembrie noi monitorizăm acest spital, da? Și ceea ce vă spun eu este, sunt lucruri văzute și verificate și discutate și, discutate și cu personal medical și nu doar cu fosta șefă de ATI. Deci din luna decembrie noi am observat că mortalitatea acolo este excesivă față de alte spitale. Mai mult, într-adevăr vin pacienți cu diagnostice grave, cu comorbidități, cu dar managementul, și am semnalat acest lucru chiar Ministrului Sănătății, că managementul de la acest spital nu este în regulă. Păi ce pot să vă spun? Că acum au murit 17, dar acum o lună de zile, în 4-5 zile, într-un weekend, deci de joi și până luni, au murit 46 de persoane. Bine ar să fie 46, da? Deci faptul că în lunea următoare, după ce au fost aceste decese, mirosea în tot spitalul a cadavre umane. Morga era plină, toate sertarele erau pline, pe jos erau cadavre. Afară, și am fotografiat-o, nu știu dacă ați dat realitatea, am trimis fotografiile. Era o, acea morgă mobilă, da? Acel tir roșu care reprezenta morga, erau puși pacienții acolo. A stat câteva zile bune acolo și apoi a revenit. Deci acolo nu de acum sunt probleme. Stați, domnul Barbu, stați așa că atât de tare informația pe care ne-ați dat-o că am procesat-o mai greu. Jur. Stați un pic, ce spuneți dumneavoastră? Că în urmă cu cât? Cu o săptămână? Stați un pic, domnul Barbu. Deci doar să spuneți așa, cu o săptămână în urmă sau o lună în urmă, de joi până luni au murit acolo 46 de oameni? 46 de oameni, da. Statistic e posibil așa ceva? Doar în pandemie s-a întâmplat la unele spitale. La acest spital nu știu să fi murit atâția oameni. Într-un interval atât de scurt. Statistic în spitalele din România e posibil? Nu este posibil în condiții normale, dar am constatat că aceste condiții nu, e normal, nu sunt normale. Să vă spun și de ce. Și aveți puțină răbdare, că o să vă uimească. În mod normal. Și eu am semnalat că managementul este defectos atât la directorul medical cât și la manager, pentru că ei erau într-adevăr aglomerați și noi am discutat cu medicii din spital, nu numai cei din ATI, și din alte secții, și cu asistenți medical din alte secții, cu infirmiere. Spitalul era ultra aglomerat, într-adevăr, de cazuri grave. La acest spital
Există acel sistem, ducem pacientul în unitatea medicală cea mai apropiată. Ambulanțele cărau într-adevăr pacienți cu probleme cardiace, cu accidente vasculare, cu ciroze, cu tot felul de alte afecțiuni destul de grave, da? Care necesită într-adevăr terapie intensivă. Unele care erau pe secția medicală necesitau terapie intensivă. La un moment dat, conducerea, în mod ilegal, rețineți, ilegal, a modificat structura spitalului fără să ceară avizul DSP și al Ministerului Sănătății, înființând o secție de un compartiment, să zic, nu știu, mutând în secția medicală multe, dacă vreți, ventilatoare. Deci erau pacienți intubați pe secția medicală, iar acolo urcau din secția de terapie intensivă de la etajul 1, din când în când atunci când se făceau, erau orele de tratament. În rest, acești pacienți erau nesupravegheați. La fel ca și cei de la parter, de care spunea domnul Ungureanu, da? Care erau pe lângă secția de ATI și temporizați acolo. Și neîngrijiți. Deci, capacitatea spitalului depășit, era depășită cu mult față de ceea ce trebuia să informații. Foarte multe informații care sunt foarte diferite. Una este mâna criminală. O ipoteză care ar putea exista este mâna criminală. A doua, faptul că spitalul este depășit de cazuri și nu se descurcă și managementul este prost. A treia, că ar fi actul medical viciat. Eu asta spuneam mai devreme. Nu că este acolo, că, nu e, că totul e în regulă și că nu avem nicio problemă la acel spital. E foarte posibil să avem o problemă extrem de mare la acel spital. Dar astăzi, din informațiile pe care le deținem, nu cred că știm. Și nu cred că cunoaște cineva care este problema. Pot să vă contrazic, pentru că ne învârtim în jurul cozii. Deci pot să vă contrazic, nu aveți dreptate. Lucrurile astea se întâmplă de mult. Conducerea spitalului, eu am vorbit personal acum o lună și ceva, era la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie. În ce nu am dreptate? Când spun că nu știm acum, nu știm acum care este cauza de cauza. Unele lucruri se știu, doamnă, unele lucruri se știu, din păcate, trebuie să, doar atât, trebuie să lăsăm corpul de control al ministrului să facă toată ancheta. Sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru că, țin discuțiile de astăzi cu managerul și cu directorul medical, ministrul a fost indis în eroare, mințit. Între timp, ministrul, să știți că a mai primit și alte informații, o să mai primească în cursul zilei de mâine și alte informații. Da, ne-a spus și că miercuri, ministrul Rafila, că miercuri revine cu detalii suplimentare vis-a-vis de această anchetă pe care, care o face miercuri, corpul de control. Că este sigur un dosar da, penal și da. Foarte important. Cum putem noi să soluționăm un dosar penal pentru că o culpă existența ei sau o intenție, cum a zis domnul Botin? Dar nu soluționăm nimic, domnul. Nu se poate stabili decât într-un cadru unui dosar penal. Lavrin Covaci, îmi cer iertare că am îndrăznit în emisiunea asta să soluționez ceva. Nu. Soluționez într-o noapte sau în două zile. Când dar nu vreau soluționarea și condamnarea și dosar și rechizitoriu. Eu vreau doar atât. Sistemic vorbind și în momentul de față există pacienți pe care ambulanțele îi duc și la acest spital. Băi, chiar nu înțeles că s-a menționat. Ziceți, domnul Simion, încercați de o oră să vorbiți. În seara asta s-a vorbit legalitatea nu înseamnă nimic. Despre faptul că era supraaglomerată unitatea spitalicească. Vorbim de actul managerial bazat pe decese, pe vieți de oameni. Asta înseamnă un act managerial defectuos, așa cum a spus și domnul Barbu. Dar vorbim de supraaglomerare. Acolo trebuie să luate măsurile ca să nu mai fim supraaglomerați. Eu vă spun ce s-a întâmplat la mine la Tulcea. Spre exemplu, Consiliul Județean Tulcea a accesat un proiect cu o finanțare de peste 70 de milioane de euro și a construit o aripă întreagă, nouă, a spitalului Județean, spital de neuro, de TBC, toate renovate. Deci în condiții moderne, adică dar a reușit să acceseze 70 de milioane de euro, o investiție colosală din fonduri europene. Asta trebuie făcut în spitale, ca să nu mai avem nici supraaglomerare, să nu mai plimbăm pacienții dintr-o parte în alta, să creăm condiții. Deci 5 blocuri operatorii noi nouțe făcute acum. Asta trebuie făcut. Domnul Barbu scăpăm. Trebuie să iasă și eu trebuie să iau publicitate. Hai ca să nu mai dăm după Cireș, domnul Barbu, că ne învârtim în jurul cozii, cum spuneți asta, dumneavoastră. Asta da? Vă propun și eu. Deci acolo despre ce este vorba la acest spital? Despre o problemă sistemică. Nu știu ce se întâmplă cu adrenalina, cu noradrenalina. Este într-adevăr un medicament care se administrează în mod excepțional la pacienții care nu mai au resurse și atunci rolul noradrenalinei și acest hormon
noroc l-avem cu toții noi, atât adrenalină cât și noradrenalină, și eu acum, ascultând aici pe unele persoane, am, cred că, câteva grame de adrenalină, bine, pentru că nu ne învârtim în jurul cozii. Realitatea este că noi trebuie să nu mai ascundem, trebuie să spunem ce se întâmplă acolo. Am discutat cu managerul acestei unități și el declara într-una că la el totul e în regulă. Când tocmai el incită personalul, el în loc să ia măsuri pentru că era supraaglomerat și să ceară ajutor la alte spitale pentru supraaglomerare, avem reguli. Ministerul Sănătății, legea prevede că atunci când un spital este sufocat de pacienți, trebuie să-i distribuie și în altă parte. Trebuie să ceară ajutor. Dar există în România, în momentul de față, spitale care să nu fie supraaglomerate? Lipsă de patru. Și ce facem, domnul Corș, atunci? Ce facem? Îi condamnăm la moarte pe oameni? Păi nu există. Eu cred că domnul Rațin ar trebui să-și dea demisia. Ați venit toți. Hai, mai aveți, mai suntem. Aruncăm speculații și date false. Există o problemă? Există o problemă de sistem. Da, doamne, există, pentru că la fiecare 4 ani, în campanie electorală, partidele promit. Doamna, sunteți în alianță cu PSD-ul, da? Sunt speculații care nu sunt corecte și induc panica. Doamnă, vă aduceți aminte că PSD-ul promitea 8 spitale regionale? Păi nu, că doamna domnul Barbu, vă mulțumesc, foarte bine că e în alianță auzim cu partidul. Am înțeles că intrați în alte televiziune. Mulțumesc, domnul Barbu. Domnul Gureanu va rămâne cu noi. O să auzim împreună și mărturiile celor care și-au văzut părinții morți acolo, deși, ce să vezi, erau bine. Dar deodată au murit. E sistemul de vină? Probabil. Sunt oamenii de vină? Nu știu. O să vedem ce spune corpul de control și parchetul. Ce știu eu în momentul de față e că eu, Doamne ferește, acum nu m-aș mai duce viața vieților mele sau pe cineva apropiat la terapie intensivă. Decât dacă fac rost de noradrenalină, să cumpăr de pe undeva. Și revenim în câteva minute. Bun, 17 oameni au murit în 3 zile, zice Emanuel Ungureanu, la spitalul Pantelimon. Eu vă invit și să vă pregătiți sufletește. Am avut o discuție destul de aprinsă aici în studio, în pauză. Doamna Mărdorovisco din casă, dar are și ea dreptate pe undeva. N-aș vrea să ocoliți totuși spitalele acum, aflând lucrurile acestea. Adică tot acolo e șansa dumneavoastră. Asta n-am să vă dau. Vreau să ascultăm împreună mărturiile aparținătorilor. E foarte important. Și o să aflăm și ce noradrenalina. Mă rog, avem multe să vă spunem. Priviți. Mama a fost internată în octombrie anul trecut. Avusese COVID și se vindecase de COVID, dar a avut niște probleme pulmonare și am adus-o aici. Datorită faptului că nu a fost chemat infecționistul și medicii de la ATI au fost indolenți și nepăsători pe perioada de weekend, leucocitele numai că mi-au crescut atât de mult încât a murit. Am sezizat atunci Ministerul Sănătății pe problema asta, m-au pasat la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, care mi-au dat acest răspuns. În urma căruia se spune clar că a fost sancționat medicul ATI. Pe data de 3 aprilie l-am internat pe tatăl meu, a venit ambulanța și l-au luat de acasă cu tensiunea 24/7. Era stabil, respira singur, n-avea nevoie de niciun fel de aparat să respire. Suferea de o boală, o tumoră la plămâni, de 7 ani de zile aproape, 8 ani de zile, care el a supraviețuit cu această boală, era ok, mânca, deci totul ok. A doua zi, joi, la ora 3, tatăl meu a decedat, a țipat tatăl meu și plângea. Să-l luăm acasă, că l-o moară cei de aici, că l-a legat de pat, de mâini, de picioare, l-a tratat urât, că a dat în el, nu știu ce și cum i-a băgat, că n-a vrut să ne dea nimeni nicio explicație ce i-a băgat în vene. Merg pe oriunde, nu mai vreau adevărul, că eu sunt conștientă și știu că tatăl meu a fost ucis. S-a murit foarte bine. Moartea a venit fulgerătoare acest om. Cine? Pentru cine? Cine era? Cumnatul meu. Cumnatul dumneavoastră. Câte ani avea? 63 de ani. Și a murit pe cât? Păi m-am adus luni și a murit joi. Ce v-au spus medicii atunci? Foarte suspectă.
Așa v-au zis? Da. Moarte suspectă? Da. Păi asta înseamnă dosar final. A zis că a fost cu plămânii și problema cu plămânii ce că i-a dat tot din el din comun. Dar nu trebuia să se moară așa foarte repede. Zice că l-a tratat cu ceva, cu o soluție, dracu știe ce i-a dat. V-a spus asta cineva din spital? Așa s-a auzit. Când a murit și v-au sunat și v-au chemat la spital, ce v-au spus? De ce a murit? A murit cu lipă. Ce problemă a ajuns mai exact la spital? Cu plămânii am văzut. Este din care ar fi soluția cu ei, să vedem ce se rezolvă cu moartea asta. Credeți că s-a făcut vreo greșeală? Normal. Stabilim. Doamnul Ungureanu, am primit o informație pe care vreau să o verific, iar dumneavoastră cam știți ce se întâmplă prin spitale. Este adevărat? Vă întreb că spitalul ăsta e supranumit mai în glumă, mai în serios, fabrica de morți? Nu aș vrea să sperii pe nimeni, nu vreau să comentez legende, aș vrea însă să vă rog să insistați în calitatea dumneavoastră de jurnalist. Eu o să fac cu instrumentele pe care le am ca vicepreședinte în Comisia de Sănătate să răspundă Spitalul Pantelimon la o întrebare fundamentală și foarte repede. Sistemul ATI modern ar trebui să aibă ceea ce se numește digitalizarea monitorizării funcțiilor vitale. Ce trebuie să știm noi la această oră este dacă procedurile medicale care s-au făcut pentru cei 17 pacienți sau absența lor a putut fi înregistrate digital. Mare atenție! Una este să scrii ca în evul mediu medical cu pixul pe foi și alta este ca orice procedură, orice administrare de medicamente pentru un pacient critic să se facă cu o monitorizare și cu o înregistrare digitală a procedurilor. Pentru că am o veste foarte proastă pentru procurori. Pot să desumeze orice fel de cadavru. Dacă s-a redus intenționat doza de noradrenalină... Nu apare la autopsie. Am vorbit asta cu un medic ATI excepțional de la Cluj astăzi, care mi-a zis, nu există niciun fel de semn care poate fi văzut la o autopsie ulterioară. Deci dacă nu s-a înregistrat digital procedura care s-a făcut pentru fiecare dintre cei 17 pacienți, procurorii vor fi în imposibilitatea dovedirii acestei suspiciuni de omor, pentru că este un dosar in rem și această poveste va fi îngropată. Și vine marea întrebare către Ministerul Sănătății, că s-au adus zeci de milioane de euro, am pus și noi în PNRR, pentru digitalizare în sistemul medical. Întrebarea mea este, ca să reconstituim acum cele trei zile de tratament pentru cei 17 pacienți care au murit, există un sistem dincolo de orice dubiu digitalizat care să ne arate ce medicamente, la ce ore și cine le-a administrat acestor pacienți? Sunt camere în video, în... Nu există camere în video. Mi-a trimis colega mea Anca Alexandrescu acum că există sistem. Da, ATI? Da, mi-a trimis procesul verbal de predare, primire a echipamente, hardware și produse software, da? Printre care, bă, aici sunt multe enumerate, mulțumesc Anca pentru că mi-ai trimis informațiile astea. Dacă vreți, vedem și pe ecran, dar o să luăm pauză. Domnul Ungureanu, am o întrebare mai delicată decât acea speculație pe care dumneavoastră ați înțeles-o, da, mă rog. Este adevărat, vă întreb, este adevărat că cel mai mare decont pe care îl primește un spital de la Casa de Asigurări de Sănătate, per capita vorbim aici, ca și sumă, este pentru pacientul care a decedat?
Da, din păcate, decesele sunt plătite bine. Oricât de dur sună, pe scala aia, DRG se numește. Da, sună dur ceea ce spuneți și este foarte trist și nu vreau să îngrijorăm pacienții. Eu sunt convins că majoritatea medicilor și asistentelor luptă eroic pentru viața lor în toate sistemele ATI, dar da, există și multă abrutizare și multă neglijență și un sistem nefuncțional și există și o frică a asistentelor, a medicilor care văd. Da, apropo de frica pe care o spuneți, eu din câte știu, fiecare pacient are o fișă de observație cu o schemă de tratament făcută de un medic. Asistenta, în momentul în care administrează orice substanță, orice antibiotic, e obligată în fișa aceea de observație. Și medicii și pacienții sunt victimele aceluiași sistem. Domnule, sistemului de sănătate română. Stați să-l lămuresc pe domnul Covaș că, nu știu, e contra a tot ce fac eu în emisiunea asta. Domnule, n-am stabilit nicio vină la medici. Eu nu stabilesc vină. Nu cumva există nimeni. Proceduri eu ridic medicale întrebări, care sunt se mai scumpe decât ceea ce a spus dumneavoastră? Nu, domnul Dacă Covaș. Dacă există nu. O intervenție nu, chirurgicală. Nu, v-a confirmat și uitați-vă. Doar domnul Ungureanu stabilește adevărul. Domnule, este atât de simplu. De ce încercați? De ce încercați? Vreți să ne convingem? Vreți să sunăm la toată lumea? Vă spun eu foarte clar. Și știam informația asta și v-am spus-o noi în nu pauză. Nu facem o justiție populară, da? În seara. Cei mai mulți bani per capita la decom bolnav se ia de la cap la coadă de când intră în spital până moare. Și știți de ce se plătește cel mai mult decesul? Pentru că ei spun acolo, domnule, i-am făcut și intervenție. Știți că câteva ore dintre cei decedați, deci au venit într-o stare critică, știți asta, domnul Botin? Sau doar... O parte. Bine, domnul Covaci. Bun, domnul Covaci. Ok, în regulă. Doamnelor nu și domnilor, conform domnului Covaci, nu s-a întâmplat nimic la spitalul nu, acela. Ceva morții au murit grav. Pentru că trebuiau să moară. Și cineva trebuie să răspundă. Asta v-am morții spus au murit pentru că trebuiau Dar să moară. Dar nu stabilim noi în seara asta aici. Elena Voicu, fosta șefă a secției ATI de la spitalul cu pricina, că nu mai zic, că toată lumea îmi sare în cap, că ce fac, că nu știu ce. Fac ce trebuie să fac. Să atrag atenția asupra unui putregai. Fosta șefa secției ATI ne-a dat un interviu în exclusivitate în care ne povestește lucruri. Eu zic să o ascultăm, nu? Ar putea fi interesant. Cursul zilei de 10, nu mai știu, a fost miercuri, domnul manager, preună cu directorul medical, au venit pe secția ATI, unde au avut, practic un discurs ăsta denigrator la adresa mea. Ei susținând faptul că toate înregistrările care apar pe realitatea în timp și în mass media, ar fi făcute de mine și că oamenii sunt puși de mine, dar eu nu am acces la acele acte medicale, la lucruri din acestea. Vă dați seama că au fost acuzații grave, că postul scoase, că nu au fost scoase puse la concurs, că s-au făcut angajări, că tot din interiorul lor pornesc, m-ați înțeles, legate țeavă, legate înregistrarea cu parcarea directorului medical pe locul de handicap, toate ei sunt, au niște probleme. Mi se pare că îi urmăresc eu, dar sunt în restele făcute de alte persoane și eu nu pot să comand un spital întreg. Și acum acuză că le-ați promis medicilor de acolo că o să-i distrugeți dacă nu vă repun în funcție de șef de secție, verbal. Nu este adevărat, nu este adevărat. Ei poate să spună orice, da? Deci acest scandal nu are legătură cu mine absolut deloc, de aia nici mai vreau să dau niciun fel de declarație, da? N-am niciun fel de implicare în acest lucru. Ce legătură am eu, da? Dacă ar fi așa, ce legătură am eu cu numărul de decese din ultimul timp în care eu nici n-am fost de gardă în perioada vineri, sâmbătă, duminică, luni? Ce legătură are mortalitatea cu șefia mea? Vă întreb și eu. Ce legătură are? Ce legătură are faptul că se moare pe capete, că mortalitatea e mai mare ca în pandemie, m-ați înțeles? Ce caută morga mobilă în spatele spitalului de ceva timp? De ce mortalitatea e mai mare acum cu 10 doctori și eram mai mult mai mică când eram 4 doctori în terapie? La mobilă asta până acum 3 săptămâni în spatele spitalului. Știu că s-a făcut inclusiv un raport al domnului manager de acolo și Pantelimon chiar a avut o rată foarte mică. Lăsați-mă cu managerul care are alte interese decât interesele pentru pacienți. Ce interese?
Păi nu știu ce interese are. Nu mi se pare că ține cu spitalul și cu pacienți. Dacă te ocupi de pacienți și încerci să-ți pui colegii la treabă să muncească, deranjezi. De când este șefă actuală, da? Doctoriță, au fost cazuri în care pacienții intubați care se grăteau poziția de medicală rămâneau acolo intubați, m-ați înțeles? Pe medicală. Pe medicală unde nu erau, cum să vă zic, nu aveam personal capabil să îngrijească, nu aveam monitor, erau pacienții intubați suplimentar într-un raport de gardă pe medicală. M-ați înțeles? Nici măcar nu cred că figurau pe secția ATI. Da, doamna fosta șefă de la ATI în dialog cu a mea colegă Ana Păcurar. Da, da, doamna la e subiectivă, doamna a fost schimbată, am văzut că pe lângă problemele din spital invocă și anumite probleme, pare că ar fi personale cu managerul, cu anumit, cu actuala șefă ATI. Adică... Iar în ceea ce privește actul medical în sine, ce descrie ea că se întâmplă... Acum, eu clar nu mă pot cine pronunța. Cine e doamna Magdalovici? Că ați spus înainte, cine e... cel care face numiri până la urmă, că poate aflăm în acum cazul acestui spital nu este, dar pentru spitalele din București, numirile de manageri se fac de către în cazul acestui spital ASSMB, cine? În cazul acestui spital nu-l face este la minister. Păi, este. Și nu ministru ar trebui să răspundă la final, spitale pentru ceea ce se spune. Adică eu dacă cred că ASSMB-ul nu a făcut numirea acestui spital. Aici e făcută de Ministerul Sănătății. Există câteva spitale în București. Da, dar acesta e la Ministerul Sănătății și numirea a fost făcută de către Ministerul Sănătății. N-are nicio legătură ASSMB-ul cu spitalul. Haide, imediat o să vă arătăm ce e medicamentul ăsta, noradrenalina, de la un celebru medic, că tot ziceai la Vricova că nu avem medici. Uite, o să explicăm imediat. Există fiole de noradrenalină în spitalul cu pricina. Pe mine însă m-a frapat, domnul Ungureanu, nu știu dacă ați auzit, m-a frapat foarte tare ce a spus fosta șefă de la ATI. În spitalul acesta se moare pe capete. Restul, cu budoarul, cu parcarea, nu mai pot eu de astea. Dar când un medic, fost șef la ATI, ne spune că în spitalul în care domnia sa lucrează sau a lucrat, se moare pe capete, deja mi se ridică părul de pe ceafă. Dar ea a explicat și de ce. Și dincolo de conflictele personale, vreau să urmărim faptele. Doamna ce spune? Că pacienții sunt practic depozitați, nu puși, pentru că dacă putem vorbi de saci de cartofi, aici sunt pacienți. Pacienții, practic, spune doamna Voicu, că sunt lăsați să moară fără asistență medicală pe o zonă din spital unde nu sunt aparate și personal care să-i ajute. Afirmația asta în sine pe care a făcut-o în auzul tuturor trebuie anchetată de către procurori. Adică, atenție, și apropo de procurori, nu știu dacă s-a auzit înainte de a fi pauză. Dumneavoastră spuneați la începutul emisiunii că nu aveți încredere în anchete. Nici eu nu am. Și vă explic de ce. Aveți încredere în justiție? Domnul Ungureanu, totuși, acesta e mesajul din seara aceasta. Floreasca. Asta de când au început să fie anchetat. Când va avea și acum nu mai aveți încredere în justiție. Încrederea în justiție. Eu sunt avocat și am încredere în justiție. Sunt acolo și nu pot să vorbesc peste cei care sunt în studio, dacă puteți să mă ascultați la ce mă refer. Eu mă refer acum la o tragedie care s-a consumat într-un alt spital din București. O pacientă cu cancer a fost incendiată la spitalul din Floreasca și vreau să-mi spuneți dacă după 5 ani de zile, dumneavoastră, oricine este în studio, poate să îmi spună, să ne spună tuturor, dacă acea anchetă a avut un rezultat. Pentru că marea problemă... 45 de morți în pandemie care au ars în ATI-uri. Și eu nu cred că a răspuns cineva pentru ei. Exact. Sunt 45 de morți, 18 incendii au fost la ATI-uri pe perioada pandemiei și cred că numai la Constanța au murit 7 când a luat foc secția. Avem acolo
imagini video, avem probe, aici există suspiciuni să vedem dacă aparatele au înregistrat procedurile scăderea acelei doze de noradrenalină. Eu vă spun sincer, eu nu cred că această direcția în care duceți conversația nu vă avantajează, pentru că ați avut un ministru al sănătății și deschideți o cutie a Pandorei. Din punctul meu de vedere, să puneți sub semnul întrebării atât actul medical la modul general, cât și anchetele la modul general, pur și simplu vă decredibilizați în calitatea dumneavoastră de ales. Atenție! Dumneavoastră vorbiți chestiuni politice, iar eu spun lucruri tehnice. Eu vă spun că acum 5 ani de zile o pacientă a fost incendiată la spitalul din Floreasca și după 5 ani de zile nu avem niciun rezultat al anchetei, niciun responsabil. Eu vă spun altceva. În calitatea dumneavoastră de ales, n-ar trebui să vă plângeți într-un studio TV pe această situație. În calitate de ales, care ați fost la putere o perioadă. Asta nu se pare trist. Să mă plâng, doamnă, că n-am fost niciodată la putere. Trebuie să vă plângeți, doar că nu cred că o să rezolvați mai... Să vă spunem totuși pe domnul Gureanu ca să închidă. Și nu văd nimic de râs. Chiar nu vă înțeleg de ce zâmbiți, de ce sunteți atât de veselă. Deci când un pacient moare, eu sesizez la parchet cu imagini că a fost incendiată într-un spital și după 5 ani n-avem niciun răspuns de la justiție, asta n-ar trebui să fie pentru nimeni din studio, nimeni din țara asta, un motiv de râs. Râdeam de dumneavoastră, îmi cer scuze, nu de... Eu zic că nu e nimic de râs aici, este doar îngrijorător, este probabil în momentul de față o poveste care ține și de sistem, dar care ține și de locul acela. Pentru că atâta timp cât iau un medic supărat pe viață, habar nu mă interesează, care ne spune... Dacă e fabrică de morți acolo, atâta timp cât există morgă mobilă în spatele spitalului și aia este tixită, atât timp cât aparținătorii, așa cum pot ei, povestesc în ce stare erau oamenii care au murit, atât timp cât domnul Barbu ne spune ceva mai devreme că în urmă cu o lună, tot acolo, de joi până luni, au murit 40 de oameni, o cifră care sare total din statistici, înseamnă că e ceva putred în sistemul ăsta. Ce face noradrenalina? Pentru că toată lumea acum se gândește, cred că a intrat pe internet, mamă, dacă mă duc la spital trebuie să am eu noradrenalină. Stați, fraților, că au oamenii ăștia. Dar nu știu dacă s-a întâmplat sau nu, că aici este greu, deși sistemul ăla de monitorizare ar trebui să spună. Asistentele pe surse spun că nu. Ne-a explicat un celebru medic și îi mulțumim pe această cale doctorului Sandesc. Priviți! Noradrenalina are unele particularități cu totul aparte în ceea ce privește doza administrată. Acest medicament se dă în stările de șoc, de prăbușire a tensiunii, mai ales în șocul septic determinat de o infecție. Ei, dacă la multe alte medicamente dozele sunt relativ fixe, clare, noradrenalina are o variație foarte mare de doză, adică pentru aceeași boală dozele variază de la 0,01 la 3 micrograme pe kilogram corp, adică pot fi și de 300 de ori mai mari decât doza minimă. Ea trebuie reglată în funcție de caracteristicile și evoluția pacientului. De tensiune, de răspunsul inimii, de oxigenarea sângelui, de acidoză. De aceea, medicamentul se administrează în perfuzie continuă cu infuzomatele acestea, cu pompele de infuzie continuă, care reglează exact debitul pe minut. Pornind de la această realitate, că există o mare variație de doză la același boală, în funcție de caracteristicile pacientului și în funcție de evoluția lor, dozele putând crește până la de 300 de ori sau scădea, este, din punctul meu de vedere, o acuzație generalizatoare. De ce dozele trebuie controlate și uneori sunt limitate?
datorită efectelor secundare foarte importante, periculoase, pe care le are acest medicament. Uneori o doză prea mare poate determina tulburări cardiace, tulburări de ritm, tahicardie, fibrilație sau chiar stop cardiac și deces, efecte secundare pe plămâni, efecte secundare pe celelalte organe. Deci toate această complexitate a dozajului adecvat cred că este esențială în evaluarea situației de la Spitalul Pantelimon și fără îndoială că vor avea un rol determinant în tragerea concluziilor potrivite și în stabilirea adevărului. Decizia adaptării dozei ține de medicul curant, de medicul curant de la programul normal sau de medicul de gardă. În ceea ce privește decesele în ATI, într-adevăr aici, trebuie să spunem că ele nu sunt constante, și există aceste variații temporale, având perioade în care numărul se poate crește. Acest lucru se întâmplă în toate secțiile ATI mari și nu poate constitui în sine acesta un element de acuzație. Da, e foarte interesant ceea ce se întâmplă. Am vorbit și despre noradrenalina asta și aș vrea să închidem subiectul acesta, pentru că aș vrea să ne ocupăm și de alte lucruri în emisiune. Sunt convins că, așa cum spunea domnul Ungureanu, eu în continuare sunt convins de chestia asta, va fi o batistă pe țambal într-un mare fel. Cineva va fi demis, probabil managerul, și în general, cum e stabilit în România, mortul e vinovat. Pentru că am intrat, fără să vrem, într-un putregai, pe interese meschine, pe tot felul de scandaluri de-astea de budoar, cu locul de parcare, că s-a supii, că aia, că mă face managerul, că nu știu ce, că nu știu cum, care au drept cauză ce? Și asta e evidența și aici nu mă poate acuza nimeni de nimic. Moartea, cel puțin suspectă din punct de vedere statistic, a unor oameni. Bomba vine de la declarația domnului Barbu, că în alte 4 zile consecutive, joi, vineri, sâmbătă și duminică, la același spital, au murit îngrozitor statistic, repet, 40 de oameni. Acum, în 3 zile, au murit 17 oameni. Cred că sunt foarte multe semne de întrebare. Că despre voi, ce să zic? Dacă îmi permiteți, cred că mai sunt câteva întrebări care rămân mai aveți, în urmă. Deci, una din ele este când se vor construi acele spitale regionale mult promise, pentru că în România nu s-a construit niciun spital în ultimii 35 de ani. Când vor fi medicamente în spitale, pentru că așa cum vă spuneam, nici paracetamol n-au medicii de multe ori. Când vor fi scoase la concurs posturi vitale pentru pacienți, pentru că marea majoritate a spitalelor au posturi vacante să fac gărzi cu rezidenți. Când vor fi suficiente paturi? Deci toate întrebările astea cred că nu sunt numai la acest spital, sunt la toate spitalele din România sau la marea majoritate a spitalelor din România, pentru că dincolo de orice va spune această anchetă, trebuie să înțelegem că aici este și o problemă de sistem. Toată lumea insistă și pe management și cu asta am început și eu. Faptul că există greșeli de management care duc de la subfinanțare până la, știu, punerea pe anumite criterii a managerilor, duce și la aceste malpraxisuri. Și concluzia mea este că și medicul și pacientul sunt victime a acestui sistem care în momentul de față nu funcționează cum trebuie. Sistemul medical din România. A simțit dumneavoastră nevoia să trageți o concluzie. Am simțit nevoia să trag o concluzie. Genul politico-tactico, da. Problema este mai gravă. Mult mai gravă. Cu toții știm, susținem și am făcut parte dintr-un folclor care, așa cum e folclorul, se răspândește din gură în gură, că sistemul acesta în care s-au pompat miliarde de euro este un energofag de bani și de suflete și de ce vreți dumneavoastră, că e scăpat cumva din mână
Iar el, sistemul, are nevoie de o reglare din temelii. Din păcate. Urmărim subiectul, evident, o să trecem la realitatea înconjurătoare, o să venim la un subiect absolut senzațional, se tot vorbește, deși domnul Cârstoiu neagă asta și a și postat pe o pagină de-a domniei sale, se tot vorbește că există posibilitatea ca domnul Cârstoiu să fie retras din cursa electorală la primăria Capitalei. E vorba de un conflict de interese, un anii pe acolo, tot felul de scandaluri. Colega mea, Anca Alexandrescu, a afirmat că aceste discuții sunt de mai mult timp. Reacția a avut și Cristian Popescu Piedone. Discutăm despre ai noștri cabrazii. Acum, ai noștri cabrazii i-a băgați în campania electorală ca temă și spitalele că... avem treaba, SSMB-ul are multe spitale în București. Anca ne povestește. Ar urma să fie înlocuit, retras. Se discutau despre mai multe variante. N-am să avansez niciun nume pentru că nu sunt niște nume sonore, nu este ceva concret. Nu știm din ce cauză, dar în mod sigur știu că există discuții de înlocuire a candidatului de ceva vreme, nu de acum. Pentru că s-a creat o stare de tensiune, este foarte clar că Alianța, deși își propusese să câștige capitala, în acest moment nu are nicio șansă, este esențial, așa cum am spus mai devreme în intervenția mea, și ca și pentru AUR, ca această coaliție să ia Bucureștiul. E ori în această formulă cu medicul Cătălin Cârstoiu, care am spus de la început că a plecat cu stângul în campanie, nu are nicio șansă. O reacție a avut și contra candidatului Cârstoiu în cursa pentru primărie. Cristian Popescu Piedone a declarat în exclusivitate în cadrul emisiunii Tunurile pe politicien că așteaptă propunerea de susținere din partea coaliției. Dacă se vor plia pe doctrina social-liberală, pentru că îi voi împăca pe amândoi și pe socialiști și pe liberali. Așa. Ea n-au decât să alinieze în spatele meu, nu mă dezic de partid. Din cursă mă poate scoate doar Dumnezeu cu picioarele înainte. Nu ies din această cursă nici mort. Dacă i-au plecat pe timp de ploaie cu cauciucuri de asfalt, e treaba lor și vor să schimbe acum doar cauciucuri, trebuie să schimbe întreg monopost. Domnul Botin, lăsați-mă să zic că e scurt și zic în numele Partidului Social-Democrat. Eram contemplativ acum pentru că știam cine o să vorbească. Adică și nu e normal să vorbească cineva și de cealaltă variantă, pentru că sunt tot felul de speculații pe care adversarii politici le aruncă așa. Nu. Domnul doctor Cârstoiu nu se retrage și numai că nu se retrage, dar va câștiga primăria generală. Discutăm pe 9 iunie. Marcel Sorin, Covaci, deci sunteți genial, pe bune. Deci asta o știți ce se va întâmpla pe 9 iunie, dar în cazul spitalelor știm și asta, ce se întâmplă și așa eu trebuie să tac, domnule, că acolo nu știm, domnule, că justiția. Dar de ce nu spuneți mai bine ce se discută la noi? Dar de ce nu spuneți, domnule, vom vedea cine va câștiga pe 9 iunie. Acum pot să vă spun și numele PNL. Nu se retrage nimeni. Eu înțeleg că domnul Piedone și-ar dori foarte mult și domnul Nicușor Dan, pentru că de fapt ceea ce se întâmplă la cei doi candidați care azi par să fie pe primul și pe al doilea loc în opțiuni, este că nu își pot lua voturi unul de la celălalt. E, domnul Cătălin Cârstoiu poate convinge atât votanții PNL, cât și votanții PSD să-l voteze pe dumnealui, lucru pe care îl va face până pe 9 iunie. Eu cred că ceea ce s-a spus Anca Alexandrescu este adevărat și îmi aduc aminte că ieri domnul premier Marcel Ciolacu a făcut o declarație, întrebat fiind dacă domnul doctor se retrage, a spus că momentan este candidatul acestei alianțe PSD-PNL. Noi știm că, întrebat fiind domnul premier Ciolacu, de-a lungul timpului, cel puțin în ultimele două luni, dacă doamna Firea e candidatul PSD la primărie, spunea că deocamdată
Acum domnul Cârstoiu este momentan. Să nu uităm că săptămâna trecută a fost o știre în care se spunea că domnul doctor Cârstoiu vrea să se retragă pentru că dumnealui simte că nu e susținut de această coaliție și atât PSD-ul cât și PNL-ul nu trag. Iarăși, pentru dumnealui. Cine a dat știrea? La finalul știrii... Ne-am întâlnit cu domnul Cârstoiu. La finalul zilei respective a apărut știrea. La finalul zilei respective a apărut știrea, întrebat fiind și de Marcel Ciolacu. Ce simpatică domnul Cârstoiu, convins fiind de domnul Ciolacu. Domnul Cârstoiu, împreună cu domnul Nicușor Dan, împreună cu Popescu Piedone, împreună cu Mihai Enache și alături de cine și-a mai anunțat mă candidatura? Cosmin Gușă nu trebuia? Onaca. Păi, gata, nu-i băgați chiar pe toți cu zero. Așa? Știți unde trebuie să fie ei la ora asta? Mă știți? Uite la aici. Spital. Nu, la ușă acolo. La ușă, la studio aici la mine și să bage capul așa cum face Clotil că-ți ducea la pensionar. Hello, după ce sună poliția, primărie, știi? Hello, bonjour. Dar s-a și plictisit domnul Cărstoiu de câte ori e întrebat. A și spus pe Facebook. Dar domnul Cărstoiu, de ce nu vine aici la televiziune să vorbim, să ne spună? Invitați-l și eu zic că o să vin aici. Dacă și răspunde la telefon. Sunt convins că o să vină. Dar apropo de spitale și de subiectul de mai devreme. Am trecut. Apropo de, avem nevoie de un doctor primar, pentru că în spitalele nu avem nevoie de doctor și domnul doctor trebuie să rămână la spitalul municipal. Nu sunt de acord, urgență. Pentru că au promis că vor face o mare ordine cei de la USR. A venit Vlad Voiculescu și văd că numita lui... Dar nu vedeți că îl chinuiți pe bietul om, pentru că eu nu necă, e un foarte bun profesionist, e un bun manager, dar să-l plimbați astăzi, îl îmbrăcați în galben, mâine îi dați un tricou roșu și îl plimbați ca și E păcat de acest doctor că îl plimbați și îl faceți de rușine. N-ascultă pe nimeni. Uitați-vă dacă s-a oprit să vorbească cu doi oameni. E înconjurat de 50 de membri de partid. În toate imaginile. Până când și în metrou bietul om l-ați lăsat singur pe un scaun. Dacă în metrou vă duceați toți, dacă toți sunt membrii de partid. Sunt mai multe poze în metrou și acolo era la capăt de linie. Deci dacă mergeați toți membrii de partid, umplați trei scaune, nu lăsați pe bietul om singur pe scaun să râdă toată lumea de el. Știi ce a fost frumos la domnul Cărstoiu? Că după ce l-ați criticat că a mers cu metrou, el fiind curajos a dus și a doua zi. Asta mi-a plăcut. Deci să pui un om care zi de zi e adevărat că pentru un PSD-ist e curaj cum să să-ți bagi de un om. Dacă omul ăla zi de zi merge cu mașina personală, mâine o să-l puneți cu trotineta, poi ne-l cu bărcuța. Dom'le, dacă ăla merge cu mașina, lasă-l dom'le cu mașina. S-a mai dus a treia oară cu metrou. Domnul Botin, haideți că vreau să spun așa. Nu poate să-l pună nimeni între oameni este grav. Nu poate să-l pună nimeni să facă nimic. Domnul Cârstoiu își conduce propria campanie așa cum consideră de cuvință. Evident, și se trezesc unii de la PNL și domnul doctor umblă îmbrăcat în tricou galben că își conduce singur campania și zice dacă o să apar eu pe stradă, mai am 50 în galben de la PNL. Dacă mâine mă îmbrac în roșu, o să vină unii prin să mă surprindă. O să mă surprindă. Haideți, doamnă, că Domnul Simion, gata. Eu am fost în patul chisele cu domnul Cărstoiu și mulți în mijlocul populației care cer votul, să te duci lângă cetățean. Păi am fost să vin cu un candidat, să vin cu un candidat despre care știi. Exact, am fost împreună. Pentru că sunt și eu și dumneavoastră. Să vin cu un candidat despre care știi, nu despre... Să vin cu un candidat care știe că va rezolva căruia pleamează suspiciuni de incompatibilitate, doamnă. Sănătății în spital. Nu e normal să-ți vină presa să spună, domne, există un raport al corpului de acolo a cărui subalterni sunt anchetați de DNA, există o incompatibilitate?
Nu știu, nu sunt instituția care se poate cineva. Există un raport al corpului de control al guvernului din 2020? Adică dumneavoastră negați un raport al corpului de control? Nu, eu vă spun că dumneavoastră nu aveți capacitatea de a vă pronunța. Eu spun ce instanță. În mod normal, când luați un candidat, vă uitați, domne, ăsta are bube, dacă apare mâine cu în presă, ia să vedem ce ar putea să... În ochii contracandidaților, întotdeauna cineva are bube. Mi se pare, dacă domnul Piedone n-are bube, atunci mai știu. Domnul Piedone și-o condamnare. Domnul Piedone nu pentru colegii. Eu nu reprezint niciun partid. Nu puteți să-mi spuneți nici de Piedone, nici de Nicușor Dan. Dar nu e normal să vedeți un candidat. Speculații există despre mulți oameni. Ceea ce trebuie să așteptăm este să se pronunțe autoritatea. Eu așteptam să vedem un candidat cu soluții. În fiecare zi recomandă tratamentul Nicușor. Nu și-a luat pastila. Omul nu mai poate. Pe urmă îl vede pe Piedone, când seamănă cu nu știu ce personaj, că fiul dumnealui se uită la desene animate. Dacă și... era prea sobru, iar și era rău. Cum vă doriți să fie? Vino cu ceva palpabil și cu să spun și eu ceva. La prima dumneavoastră, dacă puteți. Eu îmi pare rău, dumneavoastră, remarcă, doamnelor. Aici vă dau dreptate. Vă dau dreptate. E nevoie să fie, trebuie să vă impuneți, că n-aveți loc. Planul, o va face și atunci vom vorbi pe proiecte. Aici vă dau dreptate. Dar nu, dar n-are rost, că deja a spus Lavrin că va câștiga, deci ce să mai... De ce să câștige? Îți spun eu, îți garantez, ăla care va avea cele mai multe voturi. Eu vă spun în felul următor. Eu vreau să dau un răspuns. Mie îmi place chestia asta, domnule, trebuie să fie așa, trebuie să fie invers. Eu vreau să dau un răspuns la prima dumneavoastră. Stați, domnule, trebuie să fie așa. Și eu le-am spus un singur lucru, eu vreau să fiu natural. Nu mai spuneți că trebuie să fiu mai la stânga, mai la dreapta, mai cu cămașă, cu gulerul mai drept sau mai strâmb. Domnule, candidatul trebuie să fie natural. Omul respectiv trebuie să fie natural, trebuie să fie din mijlocul comunității și atunci când ieși de acolo, ieși și cu curaj. Domnul Cărstoiu are niște calități multe peste ale contracandidaților. Vizibil. Eu vreau să răspund. Unde ai fost, domnul doctor, până acum, frate, că nu te-am cunoscut personal? Eu vreau să dau răspuns domnului Botin. Da, dați odată răspunsul ăla, că vreți să-l dați în 5 minute și am treabă. Că vreau să vă demonstrez ceva, fac o demonstrație astăzi. Păi eu vreau să vă spun un lucru la prima noastră remarcă. Mai știu care e, dar ziceți odată, care e. Mihai Enache era cu spitalul mobil, să știți. Ziceați că trebuiau să bage toți capul aici la dumneavoastră, dar era la acel spital mobil făcut de aur. Gata, domnule, pe care în momentul de față l-a făcut mobil, gata, pentru că așa știți, tot domnul Rafila, acum vine demonstrația. Ia să vedeți schimbare de discurs. Vă rog. Sau nu, le schimbare. Da, așa. Da? Doamna Clotilde Orman, primar, că noi vorbim de primar, primarul de la sectorul 1, care, iată, a reușit să treacă o săptămână și încă o zi, de când cu înregistrările alea probe irefutabile. V-a plăcut asta, domnul Covar? Bineînțeles, da? Mulțumesc pentru subiectul. În ceea ce în sine, privește ce? Trafic de influență. Domnule, se laudă că a făcut toate ecolurile, adică școlile din sector. Domnule, de la zero, le-a făcut de la zero. De la zero, elevii colegiului acolo unde de muzică, John Genescu, stați că acum deja am și făcut demonstrația. Elevii colegiului de muzică, John Genescu, au școală făcută de la zero, dar școala este închisă, că ei se duc cu Begenia, cu metrou, așa, ca să fim în trend, așa. În altă parte se repete. De ce? Cineva minte. Ăsta, minte luminată. Clotilde Armand. În sectorul 1 e o presiune foarte mare pe anumite școli, pentru că fiecare are libertatea de a-și înscrie copilul unde vrea la școală și într-o singură vară, în câteva luni, trebuie să facem extensii la niște școli cu 10 de clase. În Suedia, prin lege, pentru a face o clasă suplimentară, trebuie 5 ani. La noi avem 4 luni, vorbind de locuri rapide și așa. Și, în general, eu sunt pentru a face lucrurile în mod
corect, da? Un cartier se face în mod corect, o investiție trebuie, cum facem străzile, le facem cu început cu cadastru, cu rețelele, cu tot. Nu asfaltăm așa, bum, în două luni, da? Facem lucrurile corect. Dar pentru școli, deodată avem clase, 10 clase de construit în câteva luni și soluția pe care am găsit-o, adică trebuie să găsim soluții. Da? Soluția pe care am găsit-o este, a fost să mutăm niște funcționari publici și de la ADP și de la DGACPC. Am golit niște, niște clădiri și le-am transformat în școli. Bun, și acum avem le demonstrațion. Da? Hai! Acum, doamna Mardarovici, Lavrinkova. Păi, e foarte interesant. Da. Demonstrația cu ce se începe? Ia să vezi ce și-au schimbat legii la categoria minciuni și universuri paralele le sectorul 1. Create de Clotilde Armand, sunt expertă. Școlile fără bază, unde se întâmplă lucruri grave în paralel, avem și la Tulcea, că e la fel. Veniți la Constanța să vedeți cum sunt școlile. Străzile Bogdare, șobolanii. Avem o situație foarte interesantă. Eu de fiecare dată când mă uitam, vă încălecați ușor așa. S-a plăcut asta, bă, da, s-a plăcut, nu? Acum să veniți la Tulcea. Băi, ce place asta. Și tot așa pe Facebook este extraordinar, dacă te uiți, nu-ți vine să crezi. La Tulcea. Aici nu e extraordinar pe Facebook. Nici și pe Facebook se vede. Picioarele, nu mai avem nici trotuare, nici străzi. Sunt drumuri neasfaltate, avem... Unde mai este? Vorbim de Constanța, să știți. Vorbim de școli. Capitala capitalei este sectorul. S-au mutat copiii, au intrat școlii în renovare și au fost mutați copiii. Nu a făcut o demonstrație. La marginea orașului. Am vrut să fac o demonstrație. Locuim în sectorul 1. Fica mea s-a și născut în sectorul 1. E prima din familie care s-a născut la București. Și... ne este rușine de cum arată în momentul de față sectorul. Și mie mi-este rușine de cum arată Tulcea astăzi. Mi se pare că s-au întâlnit un primar incompetent, Nicușor Dan, cu o primăriță și mai incompetentă, Clotilde Armand. Ți-a plăcut asta, Care e mai incompetent? Cine e mai slab? Ți-a plăcut? Păi cum suntem de doar așa discută. De ce niciodată un primar al unei capitale europene mari n-a venit să-l viziteze pe Nicușor Dan? De ce nimeni nu vine din Franța, de la Paris, dintr-un arondisment undeva, la Clotilde, să o consilieze, să arate cum se poate face administrație? Că tot s-a spus că totuși că doamna Armand este consiliată de niște băieți, adică e vorba între noi. Nu știu ce fel de băieți, dar e consiliată atâta timp cât un DNA care vede probe irefutabile, dragi procurori. M-am dus... la televizor, da... și nu are niciun fel de reacție. Chiesc că nu zavom prepare. Chiesc că nu zavom prepare pe rojurdii. Oamenii ne roagă să-i scăpăm de Clotilde Armand. M-am dus cu George Tuță, candidatul. Și ne-au rugat, facem orice, doar să-i scăpăm de... Dar ăsta e adevăr. Dar știe cineva pe Facebook Tuță? Astea. Așa, ce să realizate, domnul Bărbuș? Știe cineva pe George Tuță? Să știți că aveți dreptate. Da, e candidatul nostru. Comun. Zilele trecute era un panelist în emisiune și zicea, candidatul nostru de la 1, candidatul, și la un moment dat unul dintre invitații. 39 de ani e deputat și avem niște legi foarte interesante date. Care țin de digitalizare pe care le-ai inițiat. Noi avem istorie, da. Să știți, la Tulcea avem o stradă care se repară de 4 ani. Deși tot se construiește la ea, tot așa, noi la Constanța avem 100 de străzi care se repară de 4 ani. O facem frumos, cu infrastructură, cu tot ce trebuie, dar o facem de vreo 4 ani de zile, că nu se mai termină. Ai doar una? Dar stați să vedeți că noi la sectorul 1 nu facem nimic. Dar pe Facebook e numai... Efectiv, e nimic. Da, noi la emisiunea asta noi facem și facem foarte bine. De corect, dar și la Văscăute din jos. Și la Văscăute din jos. Doamnelor și domnilor. De la fel. Da? Dacă sunteți siderați de ce se întâmplă în țara românească, vă spune Laurențiu că în următoarele zile se va întâmpla și mai abitir. Și o să vă spun de ce. Fiecare primar în funcție, da? S-a apucat de scurmat asfaltul. Ei, deci țara asta e un șantier, măi, de-aia cum era. Hei, rup, hei, rup, sunt muncitor. Toată lumea cu picamărul, în sunet de picamere, da? De ce? Că toți banii pe care aveau la le primărie, da? I-au băgat ca să vadă lumea la găurici. Ca să, ce? Dole, bucește primarul. Puțin și onor guvernul, trăia familia lui și trezoreria statului pe această cale, dă ordonanță de guvern și zice... Băi, primarilor, vă puteți împrumuta de la trezorerie mulți bani, frumos, pe această cale, vreo 2,5 miliarde așa,
Domnule, dacă mai vreți, mai aveți nevoie de vreo găurică, luați acolo de la Trezo, că Trezo are tată. Răstimp, pune taxa pe goală, pe boală, guvern. Plătim dar noi, de ce, domnul Botin. La deci noi, pentru dar de ce s-a plătit la trezorerie? La Turcia s-a plătit direct la o bancă comercială cu vreo 26 de milioane de euro. Nu se spune așa. Când încep cântăreții la noi la studio, când începe orchestra, deci aici ai invers. Când începe orchestra, luăm pauză. După pauză, Cioloș scoate o pisică din buzunar. Băi, dar cine Cioloș? A, ăla de la Reper. E copre, acolo sunt toți președinți. Dar Cioloș zice de Chioveși. Fiți atenți că e jucată și asta. Zice de Chioveși foarte tare, da? Cum a ajuns Chioveși procuror european, că de ce, că de cum, că de ce. Și mai zice ceva de Sărăș, că l-are în buzunar. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Dacă apucăm și de Monica Macovei, suntem bine. Dacă nu, asta e viața. Revenim în câteva minute. Păi aveam o chestie, dar e foarte lungă și nu mai am timp în emisiune. Vreau să vă dau o declarație de-a domnului Cioloș. Eu despre acest personaj nu am foarte multe de zis. Știu doar că atunci când a fost Comisian European pentru Agricultură, a ajutat foarte mult poporul francez și fermierii din Franța. Acum nu spun că trebuie să facă vreun lobby sau vreun trafic de influență pentru fermierii români, dar pot doar să concluzionez așa. Că atunci fermierii din Franța au primit despăgubiri și subvenții foarte mari în dauna fermierilor români, polonezi, bulgari și așa mai departe. Dar Dacian Cioloș, iritat, supărat, așa, m-a scos o chestie așa din joben. Acum nu știu dacă e o categorisiți voi, dacă e o supărare așa sau e o temă de campanie. Hai să ascultăm. Nu e în spatele meu, e în buzunarul meu, domnul Sărăș, tot timpul și prin șosete îl mai țin pe acolo ca să pot să-l scot la iveală atunci când unii n-au subiecte și au caută motive să se amuze. Eu vreau să știu care-i acuzația, doamnă, că povești din astea tot aud de ani de zile. Ce a făcut domnul Sărăș cu mine? Că nu s-a pozat cu mine, s-a pozat cu Victor Ponta, s-a pozat la un moment dat cu Corina Crețu. Da, clar n-a câștigat alegerile domnul Soros cu Dacian. Domnul Soros Dacian. Pentru că nu s-a are capacitatea electorală. Hai să o dăm și pe Monica. Hai cu Monica, că e faină și cu Monica. Știți pe Monica Macovei, că e tot de pe garnitura asta, cu hashtag, pashtag și alte chestii. Trist aminte. Doamna Macovei, știți că a dat acum 2 ani pe la Mangalia peste un motociclist, se dă și luptă, s-a jurat după aceea că ea, de fapt, mergea regulamentar și a venit motociclistul peste ea. Ce chestie de astea. M-a primit condamnare cu 6 luni cu suspendare și cu 60 de zile. Muncă folosul comunității, mă, deci oarba aia de justiție a grăit, fraților. Priviți. Monica Macovei a fost trimisă în judecată în luna septembrie a anului trecut. Odată cu condamnarea, judecătorii au decis că fostul ministru trebuie să frecventeze programe de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Motociclistul rămas invalid pe viață este revoltat și fără speranță după decizia instanței. Se pare o pedeapsă mult prea mică în comparație cu suferința mea, cu urmările pe care le voi avea pentru restul vieții. Asta e cel mai grav. Și dacă ar fi să punem în balanță comportamentul și atitudinea din momentul accidentului până în prezent, dacă vi le înșir, ar dura prea mult. Nu s-a uitat la mine să vadă dacă a murit sau mai trăiesc. Nu a avut niciun fel de empatie. Care a încercat să intimideze doamna procurorii chiar de la curtea parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care da. Am văzut înregistrările care m-au răscolit foarte rău. Le-am văzut acum de câteva zile, despre care nu știam. Înregistrările video de la fața locului. Avut multe momente când era cu zâmbetul pe buze. La ultimul termen, bărbatul a venit în cârșe. Văzut că aveți o rană la mână pentru aceea? Sunt vreo 3. La antebraț, la cot, am fost operat ultima oară acum, cât 2-3 săptămâni, și urmează celelalte. Iar genunchiul, mi-a zis domnul doctor că să fiu mulțumit că pot merge.
așa cum merg, că sunt ligamentele rupte. De cealaltă parte, termenul dosarului civil a fost amânat pentru luna mai. În acest caz, judecătorii trebuie să decidă ce daune va primi motociclistul accidentat. Victima a cerut despăgubiri în valoare de 500.000 de euro. 500.000 de euro în polița RCA. Există cel mai grav, nu? Din câte știu eu, în caz de deces. E până la 6 milioane de euro. Chiar, da, milioane ajunge. Dar cel mai grav e faptul că un fost ministru al justiției la început a încercat să mintă și a mințit. Asta e cel mai grav. Că s-a întâmplat, se putea întâmpla oricui. Vezi, că a făcut o procedură simplificată. Era dreptul ei procedural. Fost premier care dar are în șosete pe Soros, Monica Macovei, care ca s-a jurat că așa, că pe Clotil, care ne-a spus că le ratatui joacă acolo, le col, așa. Mai am de toate, deci a fost bine fumat, astăzi. Că se poate întâmpla oricui chestia. Da, se poate întâmpla oricui, dar în momentul în care ai greșit, nu... recunoști. Pentru că asta înseamnă coloană vertebrală. Dacă ai, dacă n-ai, te duci. Pentru că fiecare dintre noi putem să pățim în orice moment lucrurile astea, dar în momentul în care recunoaștem foarte și mergem spuneți, pe calea dreptății și a corectitudinii, atunci legea să fie lege pentru toată lumea, dar și noi să fim cei care o aplicăm așa cum trebuie. Și atunci lucrurile s-ar schimba radical. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și, de asemenea, revenind la subiectul cu care am început, ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon din București, trebuie să vă spun încă o dată, doamnelor și domnilor, că sistemul în sine încă are multe de reglat. Foarte multe. Și aici vorbim de la medicamente, la aparatură și la factorul uman. Foarte mulți medici pe care îi pregătim la universitățile de prestigiu din România pleacă în străinătate, deși medicii din România sunt plătiți decent. Pleacă din multe motive. Dar trebuie să vă spun, de asemenea, că în ultimul timp am văzut, făcând emisiuni și despre acest subiect, că s-a creat cumva o caracatiță menită să se mufeze la banii aceia mulți care se duc în sistemul de sănătate. Și acest sistem sângerează, dacă îmi permiteți metafora, prin toți porii, sângerează bani, dar câteodată sângerează și niște interese meschine. Mie mi-ar plăcea cumva, ca în cazul acestui spital și în urma acestui scandal, lucrurile să se regleze cumva. Însă, așa cum invitații mei au avut ei premoniții, că, vezi, domnule, știm noi cine o să iasă și pe unde o să iasă, eu vă spun în continuare că totul se va termina într-un mod convenabil pentru cei care, până la urmă, sunt responsabili moralmente de putregaiul din acest sistem. Și nu mă refer la un ministru sau altul, ci mă refer la toți cei care s-au perindat de-a lungul timpului într-un minister vital pentru România. Vital, da? Pentru că vrem, nu vrem, mulți dintre noi ajungem să ne luptăm cu acest sistem sau să fim parte din el în calitatea de pacienți. Vera Danalache, imediat, doamnelor, domnilor, știrile nopții. Bun găsit, Vera! Bun găsit, Laurențiu! Avem informații de ultimă oră din ancheta șocantă de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală. O altă asistentă susține toate acuzațiile șocante lansate de colega acesteia și vrea să depună plângere penală. Ce măsuri au luat autoritățile, vedeți imediat. Avageristul turc, principalul suspect al crimei din Dâmbovița, și-a recunoscut fapta. Acum a ajuns criminalul să o tranșeze pe femeie, de ce a recurs la acest gest extrem și cum își motivează fapta, aflați în câteva minute. Iar în timp ce inflația scade, prețurile cresc tot mai mult. Cât ne va costa carnea de miel pentru masa de Paște, cât costă un kilogram de roșii românești? Ce ne așteaptă, la ce produse s-au mai înregistrat scumpiri, vedeți la ora 23, când vă aștept cu acestea și cu multe alte informații. Laurențiu, mulțumesc! Vera, și eu mulțumesc! Mulțumesc și invitaților, cei care sunt implicați în politică de, care începe oficial pe 9 mai. Acum suntem în plină gâlșeavă care n-a început oficial. Ne vedem luni la ora obișnuită în 100%. Să aveți un weekend superb!